Criza de sânge din județul Hunedoara continuă să persiste. Acum, când am intrat în postul Paștelui, se face un apel la hunedoreni să doneze sângele necesar pentru salvarea de vieți. Și în acest sens, Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva a lansat o nouă campanie de donare de sânge. Am demarat și în acest post o campanie de donare de sânge, donare de sânge, bucurie, lumină și speranță. Speranță pentru cei aflați în suferință, pentru că nevoia de produse de sânge este foarte crescută. Avem pacienți în toate secțiile, chirurgie, oncologie, Spitalul Județean este complex și nu numai Spitalul Județean, toate spitalele din județul nostru deja sunt complexe cu specialiști în toate domeniile. Pentru că este acest post mare, postul Sfintelor Paști, să ne aplecăm un pic spre fapte bune și spre gândurile de compasiune și de ajutorarea celor aflați în suferință. Și ce poate fi mai minunat decât să aducem un lică de speranță și să alinăm suferința unui pacient aflat în boală. Campania de donare de sânge, bucurie, lumină și speranță se derulează nu doar la punctele fixe din Deva, Hunedoara și Petroșani, ci și prin caravane mobile organizate în alte localități din județ. Astfel, joi 24 martie, o caravană mobilă va poposi la protopopiatul Hațeg, iar sâmbătă 26 martie, aceasta va ajunge la Biserica Ortodoxă din Ilia. Noi vă așteptăm să veniți la donarea de sânge în toate cele trei centre care sunt deschise permanent de luni până vineri, de la 8 la 13, Deva, Hunedoara și Petroșani, și mai mult în acest post noi facem și campanii mobile cu sprijinul episcopiei și a protopopiatelor din județul Hunedoara. Joi suntem la protopopiatul Hațeg între ora 8 și 14 și vă așteptăm cu drag pe cei care sunt din zonă, iar sâmbătă părintele paroh de la Ilia ne ajută să facem o campanie de donare la biserică la Ilia. În această zonă urmează și alte campanii și sperăm să putem, măcar puțin, să echilibrăm stocul nostru de produse de sânge și să așteptăm și noi această sfântă sărbătoare cu lumină, cu pace, cu liniște și cu împlinirea unor fapte bune. Alte date despre această campanie, precum și programul de deplasare al caravanelor mobile, se pot afla de la centrele de transfuzie sanguină din Deva, Hunedoara și Petroșani, dar și pe paginile de Facebook, Centrul de Transfuzie Sanguină Hunedoara și respectiv CTS Deva.